Salutare, prieteni și români de peste tot! Sunt Florin Cilica de la Radio Balada Bistrița, iar astăzi vreau să vă recit o poezie, o poezie ortodoxă, pentru că ne aflăm în perioada postului mare și, bineînțeles, după cum se vede în lumea asta toată, omenirea trece prin grea încercare. Poezia se numește Virusul. Trimite Dumnezeu de sus asemne mari precum a spus. Războaie, boli și fel de fel, căci prea ne-am depărtat de el. Fugtoți de frică, disperați, din loc în loc înspăimântați. Și se feresc și se ascund de groaza morții suspinând. Cel care l-are pe Iisus este ferit oriunde-i pus. Și ori și ce s-ar întâmpla, el știe că-i doar voia sa. O, dacă Dumnezeu ar vrea și fără virus te-ar lua, căci zilele de pe pământ sunt rânduite de cel sfânt. Nu-i virus mai primejdios ca omul fără de Hristos. E virusul numit păcat, cel de Iisus ne-a depărtat. Păcatul ce-a făcut mereu zid între om și Dumnezeu. De aceea mult nu va mai fi când și sfârșitul va veni. Omor și crime între frați, pe străzi copii abandonați. Bătrâni ce plâng într-un azil, uitați de propriul lor copil. Mii de copii nevinovați, mor azi de mame avortați. Un cimitir de îngeri sfinți, făcut de cei numiți părinți. Acesta-i virusul cel greu, căci am uitat de Dumnezeu. Deci, dragi creștini, să nu uităm, primim înapoi ce merităm. Amin.